Noi am revenit în studio pentru că este momentul să aflăm cine este confidentul lui Dumitru din această dimineață. Bună dimineața! Bună dimineața, Victoria! Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Astăzi, la Confidenție, a venit un bun prieten de-al nostru. Este vorba de Vlad Mircos. Este cel care, prin muzică, se adâncește în căutări. Bună dimineața și bine ați venit! Bună dimineața, Dumitru! Bine v-am găsit! De mult să vă revăd. Apropo, m-a amuzat ce mi-a zis în culise. Dumitru, hai să ne tutuim, te rog. O să mă bucur, da. Mă simt mai tânăr. Și sunteți tânăr, pentru că oamenii de creație nu îmbătrânesc niciodată. Sufletește cu siguranță. Ce mai faceți, domnul Mircos, în ultima vreme? Sunteți foarte preocupat, am înțeles. Chiar și după această discuție trebuie să mergeți la Casa Radio, aveți o întâlnire cu Galina Furdui. Sunt în concediu de la Școala de Arte Valeriu Poliakov, dar, de fapt, sunt într-un concediu de creație, într-o perioadă de creație care mi-aduce multă satisfacție sufletească și trebuie să zic că luni, săptămâna aceasta, am înregistrat o piesă la Radio Moldova. Marți am înregistrat altă piesă. Astăzi merg la doamna Furdui să pornim un nou proiect, la fel la o piesă. Rămâne deocamdată confidențial. O să venim aici și o să o lansăm aici la Bună Dimineața. Fără îndoială. Și duminica care vine mergem iarăși cu Maria Codreanu și o să mai facem o înregistrare și mai iau ceva vacanță sau așa, ceva timp pentru părinți și pentru familie în luna iulie, ca pe urmă iarăși să fac creație și așa mai departe. Noi oameni de creație de fapt nu prea avem timp liber. Înțeleg acest lucru. De fapt, noi în dimineața asta vrem să traversăm un pic și linia vieții, pentru că am observat eu că de fiecare dată când vorbiți despre muzică, despre creație, spuneți că sunteți recunoscător tatălui. Deși a fost profesor de fizică, mai gustat și din alte pasiuni, cânta la instrumente, să înțeleg că dumneavoastră ați reușit să împliniți și visul lui din tinerețe. Cam așa este, cam așa este. Tatăl este un meloman. Îi place foarte mult muzica, îi place și mai ales muzica populară, și muzica academică, și muzica ușoară, ascultă tot genul de muzică bună și îi place muzica, de fapt, din fragedă copilărie. Așa a vrut Dumnezeu, atracția aceasta de muzică, cred că era născută la el, însă nu a avut posibilitate în copilărie să facă muzică, în schimb, atunci când studia la Institutul Pedagogic din orașul Tiraspol, a reușit să facă o școală de muzică serală, 3 ani de zile, și are acte în regulă, ca să zic așa, cu 3 ani de școală de muzică, cunoaște notele și el chiar a fost cel care m-a inițiat în tainele muzicii, el a fost cel care mi-a arătat notele muzicale, mi-a pus mâna pe instrument și după aia m-a dus la școala de muzică unde am continuat studiile deja profesioniste. Dar la fizică dumneavoastră ce performanțe ați înregistrat? A fost un obiect preferat sau un obiect respectat pentru eforturile tatălui? De fapt la fizică și nu numai la fizică aveam note mari. Am absolvit gimnaziul doar cu note de 5 pe timpul când eram în anii 80 și aveam și 5 la fizică. Ceea ce pot să remarc, că tatăl întotdeauna mă întreba pe mine primul în clasă și eu uneori mă supăram, zic, de ce pe mine primul? Zic, păi dacă nu știi tu, nu îndrăznesc să-i întreb și pe ceilalți. Aveam 5 la fizică, dar până la urmă așa a vrut Dumnezeu ca să nu merg pe calea fizicii, însă oricum cred eu că este o știință care mă ajută în viață, cunoștințele din fizică și din matematică și din toate celelalte discipline mă ajută foarte mult în viață. Dacă am întoarce pentru o clipă capul înapoi, am vedea atâția ani de activitate. Cum totuși reușiți să vă mențineți interesul pentru muzică în această epocă, echivalentă cu multe non-valori? Poate a fost dur ceea ce am zis, dar asta este realitatea. Eu încerc să-mi formez un bagaj de valori, așa, o sumă de valori în care cred. Și consider că non-valorile care acum sunt, ele oricum vor fi șterse de timp, cum se zice, apa trece, iar pietrele rămân. Și rămân într-adevăr valorile cele mai frumoase. Eu nu odată am remarcat faptul că foarte frumoase piese pe care le-a scris regretatul Ion Alde Teodorovici și în anii 70 și în anii 80, deci pe parcursul activității sale, sunt și acum foarte actuale și foarte binevenite, ceea ce înseamnă că ele au rezistat timpului și sper și eu că ceea ce fac cu mult suflet să reziste timpului.
Mă bucur uneori să aud că unele piese și instrumentale și vocale făcute cu mulți ani în urmă aduc și acum unor ascultători care le aud pentru prima oară satisfacție sufletească și impresii frumoase, și asta înseamnă că le-am făcut bine, le-am făcut cu suflet și le ajung la sufletul celor pentru care le-am făcut. Se zice că un compozitor găsește motive de inspirație chiar și în plumbul unor suflete, în toxinele timpului, într-o dragoste neîmpărtășită. De fapt, nu știu dacă există bărbat în lumea asta care nu s-a dezamăgit în dragoste. Prin astfel de trăire ați găsit și dumneavoastră motive de a crea? Cu siguranță. Atunci când eram tânăr și neliniștit... Toată lumea știe de acea istorie. Da. În timpul studiilor la Academia de Muzică Gavril Muzicescu, evident că am avut și anumite istorii de dragoste mai puțin fericite, cu un final mai puțin fericit, dar care mi-au rămas în suflet și ele s-au materializat în niște melodii pe care le-am lansat chiar aici la Bună Dimineață. Este vorba despre Scrum și Lacrimi și Lacrima Iubirii, interpretate de Maria Codreanu. Mai sunt și niște piese instrumentale, Rătăcire, Nostalgie, care la fel sunt inspirate din acele trăiri, și cred eu că prin aceasta reușesc să-mi materializez, am reușit să materializez sentimentele, reușesc acum să le privesc dintr-o parte, să mă uit dintr-o parte la cel care am fost atunci, și sper că și alții ascultători se regăsesc în aceste piese, în versurile mai ales create de Galina Furdui, care îi mulțumesc pentru o colaborare îndelungată. Cu Galina Furdui colaborăm din 1994, avem peste 20 de ani, deja 23 de ani de colaborare, și o să mă bucur să facem lucruri frumoase și în continuare. O conlucrare reușită. Felicitări. În schimb, astăzi cred eu că țeița inspirației este soția dumneavoastră, Tatiana. Ea este cea care v-a colorat viața cu un fiu pe nume Cristian Laurențiu, dacă nu greșesc, să fie sănătos, să vă trăiască. Într-adevăr, trebuie să remarc faptul că, iată, recent, în 23 iunie, am marcat 20 de ani de când am cunoscut-o pe Tatiana, soția Câte Tatiana. Motive de a sărbători, domnul Mircos? Așa este. Și chiar îi spuneam soției, uite, îți dai seama, deja au trecut 20 de ani și atunci, 20 de ani în urmă, am compus piesa Visul Stelelor, o piesă instrumentală și orchestrală, care este dedicată ei. Și, de fapt, ea reflectă sentimentele mele din prima seară când ne-am întâlnit, și era o seară de iunie, o seară de vară, foarte înstelată și frumoasă. Și iată, datorită acestei seri am compus Visul Stelelor, iar câțiva ani mai târziu am compus piesa Revelații Nocturne, care este dedicată evenimentului nașterii băiatului nostru, Cristian Laurențiu. Într-adevăr, soția este un moment și motiv de inspirație pentru mine întotdeauna, și ea este prima și cea mai prima ascultătoare a tuturor lucrărilor mele. Și ea este și primul critic. Și primul critic, da, pentru că îi ascult întotdeauna toate cuvintele de critică și toate sugestiile le iau în considerație, cele care vine, și încerc așa să fiu cât mai complet în ceea ce fac în muzică. Eu zic că este un lucru foarte frumos, fiindcă soția totuși nu este din domeniul muzicii și ea reprezintă pentru mine publicul spectator care nu este profesionist, dar pentru care în primul rând scriu muzică. Eu, la final de discuție, vreau să remarc că niciodată n-am să uit ziua în care v-ați născut, în data de 28 martie, atunci mulțumesc. Tatăl meu a văzut lumina zilei și cred că aveți multe în comun. La mulți ani și pentru tatăl dumneavoastră. Multă sănătate vă dorim. Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumim pentru atenție, prieteni. Rămâneți cu ochii pe Bună Dimineața!